Duminică 16 august la Alba Iulia va avea loc conferința regională Centru a Partidului Mișcarea Populară. Anunțul a fost făcut astăzi de către președintele PMP Alba, deputatul Clement Negruț. La Colegiul Național, care va avea loc la sala de conferință a Hotelului Park, începând cu ora 11, deci este o structură statutară. Colegiul Național este format din președinții de organizații din toată țara a Partidului Mișcarea Populară, plus Consiliul Executiv Național al Partidului. Acolo vom lua niște decizii politice, probabil și o rezoluție. Suntem la Alba Iulia. De la Alba Iulia nu poți să pleci fără să iei o decizie importantă pentru partid și probabil o să se întâmple lucrul ăsta. Sunteți invitați acolo, vă aștept cu mare drag. De la Hotel Park ne deplasăm la Casa de Cultură a Sindicatelor la ora 14, punct, începe evenimentul de acolo. Vor lua parte delegații din partea organizațiilor județene din Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, dar și din partea organizațiilor locale din județul Alba. La eveniment este invitat și Traian Băsescu, fostul președinte al României, cel mai puternic susținător al PMP și totodată părintele acestui partid. Trebuie să amintim faptul că postul nostru de televiziune a avut ocazia de a realiza în cursul anului trecut, în perioada alegerilor europarlamentare, o emisiune în exclusivitate cu Traian Băsescu în calitate de președinte al României.